nu ești corect. Efectul de halo, învânzări și customer service. Dacă faci parte dintre imensa majoritatea oamenilor, îți dorești să-ți tratezi semenii obiectiv și fără discriminare. Probabil că ești convins că așa, deși poți. Sunt Marian Hangamo și ești pe canalul Sentiment Pride, unde îmi surprind abonații cu teme noi și teorii originale, dar validate științific și practic. Te invit să te abonezi pentru a nu pierde momentele când chiar spun ceva important. În episodul anterior am vorbit despre modul în care efectul de halo ne face să atribuim oamenilor frumoși calități pe care nu le-au, nu neapărat, sau care nu sunt legate de calitățile lor fizice. Tendem să urmărești și acest episod, către care voi pune un link în acest film și în descriere. În acest episod îți voi spune povestea unor oameni ca tine, care au descoperit că își discriminează clienții fără să-și dea seama. Sunt șanse mari să te regăsești în această poveste. Acum câțiva ani facem o serie de cursuri pentru o companie care deține un lanț de restaurante. Oamenii cred că sunt obiectiv, că sunt capabili să trateze toți clienții cu același profesionalism și etică. Eu știu că nu este așa, pentru că suntem subiectivi și luăm decizii bazate pe stereotipii. Directorul companiei își supraveghea personalul de restaurant cu ajutorul unui sistem video cu multe camere. Era convins că angajații care intrau în contact cu clienții și nu îi tratează la fel pe toți. Avusese discuții cu personalul, dar toți negau observațiile lui. Era convins că are dreptate și că ei sunt sinceri când afirmă că se poartă corect cu toți clienții. Dacă erau sinceri, dar nu își tratau toți clienții la fel, atunci înseamnă că se înșelau. Cum să-i faci să schimbe un comportament de care nu sunt conștienți? Asta era sarcina mea și recunosc că m-am întors descumpărit acasă după întâlnirea în care clientul meu mi-a enunțat obiectivul programului meu. Cum să evidențiezi ceva ce oamenii cred că nu există, ca apoi să schimbă comportamentele? Clasa era formată din casiere și vânzătoare de retail, toate femei. Restaurantele acestea au un volum extraordinar. În decursul a câteva ore, la masă de prânz vin între 600 și 2200 de persoane pentru a cumpăra prânzul unui regim takeaway sau pentru a mânca la mesele din incinte și de pe terasă. Pentru casiere este important să asigure un flux rapid al plăților, rămânând amabile și profesioniste indiferent de presiune. Am împărțit clasa în două jumătăți egale și le-am dat următoarea poveste pe care trebuie să o citească, să se pună în pielea personajului principal și să răspundă la câteva întrebări. Membrii acelui grup se puteau consulta și trebuia să rezulte un răspuns comun pe care una dintre cursante să-l prezinte în fața întregii audiențe. Iată povestea pe care au primit-o cele două grupuri. O întâmplare de viață. Sunteți de serviciu. Este aglomerat și clienții par mai nerăbdători azi decât în alte zile. Unul dintre clienți apare la casă cu tava plină. E atât de grăbit, încât stă foarte aproape de clientul din fața lui, făcându-l pe acesta să se simtă neconfortabil. Când îi vine rândul să plătească, lovește o caserolă cu podul palmei, din greșeală, iar aceasta se răstoarnă pe jos. Se întoarce la tine și-ți spune: după ce că te miști în reluare, mai ești cine îndemânatică. Uită-te la el și încearcă să ghicești de ce are această atitudine. Deliberare. Ambele grupuri au deliberat și câte un purtător de cuvânt a fost numit pentru a prezenta concluziile grupului. Prima reprezentantă a început să vorbească. Acest om e politicos, dar nu e felul lui de a fi. Eu cred că avea o zi grea, că s-a întâmplat ceva în timpul dimineții și l-a dat peste cap. Că azi e mai stresat decât de obicei. Cred că în mod obișnuit este o persoană veselă și politicoasă. În timp ce aceste lucruri erau spuse pe fețele membrilor aceiași grup, se citea aprobarea. În timp ce membrii generalului la grup aveau pupilele dilatate de uimire, brațele și picioarele lor se încrucișau în semn de dezacord. A venit apoi rândul reprezentantei celorlalți la grup să vorbească. Cred că e o persoană cu funcție de conducere. Cred că e obișnuit să dea ordine și să facă ceea ce a ordonat. Cred că e felul lui de a fi autoritar și abraziv. Scenariul s-a repetat cu primul grup. Pe măsură ce reprezentanta celui de-al doilea grup vorbea, zâmbetul s-a șters de pe chipuri, brațele și picioarele s-au încrucișat în semn de dezaprobare. Ambele grupuri au primit aceeași poveste și s-au pus în aceeași situație. De unde această evaluare complet diferită a aceleași situații? Pur și simplu le-am dat două poze diferite. Primul grup a primit această poză. Al doilea grup a primit această poză. Am discutat apoi despre modul în care îi vor răspunde clientul și despre faptul că evaluarea diferită a persoanei le va face să răspundă cel mai probabil diferit. Apoi am discutat despre profesionalism, despre faptul că răspunsul trebuie să fie cel învățat și nu cel dictat de evaluarea emoțională.
Am remarcat că fie și știind că pozele au fost alese special, tot persistă ideea că primul e un tip de treabă, iar al doilea e un ticălos. Atât de puternică este condiționarea noastră. Atunci ne-a spus că Ricky Gervais este actor. A doua poză. Și ne-a povestit despre implicarea lui în cauze nobile, cum ar fi drepturile animalelor, drepturile omului, combaterea violenței domestice. N-am obținut îndulcirea atitudinii față de acestea decât după ce le-am arătat poze noi care arătau așa. În acest moment am auzit remarci precum ce drăguție, aș accepta să ies cu el dacă m-ar evita în oraș. Mintea, dragii mei, este mai interesantă și mai puțin ascultătoare decât credeți voi că este. Eu sunt însă trainer și dacă îmi dați ocazia, mă voi juca puțin cu mintea voastră și vă voi învăța lucruri noi pe care probabil nu le știți. Dacă nu ați apăsat pe butonul subscribe până acum, să știți că e ultimul moment. Dați click și pe clopoțelul de lângă buton pentru a fi notificat când adaug filme noi. Like dacă v-a plăcut, dislike dacă nu v-a plăcut, comentați și dați share pentru cine credeți voi că are nevoie să vadă acest episod. La revedere!